Gabriel Moiceanu este președinte al Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din România și vicepreședinte al Patronatului Serviciilor Publice din România. A susținut numeroase campanii de ecologizare, dar și de sensibilizare a populației privind protecția mediului. Și în acest an, Gabriel Moiceanu a organizat mai multe campanii de ecologizare în care a implicat sute de tineri. Tot în 2016, Adi Sersal, împreună cu ecovoluntarii de la Ingmed și Zimbrul Carpatin, au desfășurat o acțiune de ecologizare pe Transfăgărășan, înscrisă în cadrul programului național Let's Do It România. Cei 46 de voluntari care au participat au reușit să colecteze peste 260 de saci de gunoi. O altă acțiune cu un mare impact și la nivel național a fost Marșul Iresponsabilității. Peste 100 de persoane au participat la Marșul Iresponsabilității, protest organizat în centrul Piteștiului, cu scopul de a atrage un semnal de alarmă asupra necesității protejării mediului și a colectării și depozitării selective a gunoaielor. Protestatarii au împărțit fluturași și au afișat pancarde cu mesaje precum "Locul deșeurilor nu este pe stradă sau în parcuri", "Sunt educat, vreau un Argeș mai curat" sau "Dacă și tu simți că-ți pasă, hai la marș și nu sta în casă". Pe 15 decembrie 2016, Gabriel Moiceanu și Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, al cărui președinte este, a câștigat marele premiu al revistei Infomediu Europa pentru acțiunile de informare publică și implicare în proiectul Ecoatitudine. Parcul de distracții Alex and Emma Land sau Ținutul Poveștilor din comuna Pietroșani, situată pe valea râului Doamnei, la distanță egală între Pitești și cele două foste capitale ale țării românești, Câmpul Lung și Curtea de Argeș, este un loc unde cei mici pot cunoaște tainele artei olăritului și picturii pe sticlă, pot învăța misterul sculpturii în lemn, țesutul tradițional și pot deveni maestri în modelarea ciocolatei, pricepuți bucătari sau pot afla totul despre fermă animalelor. Micuții pot desfășura aici activități în aer liber, plimbări cu ATV-ul și bărcuțe electrice, tir cu arcul, plimbări cu ponei și multe altele. Zâmbetul zgrobiu al unui copil este cea mai de preț comoară din lume, râsul cristalin cea mai încântătoare muzică, privirile ce ascund atâtea întrebări, cel mai adânc ocean. Și toate acestea se întâmplă aici, la noi în Argeș, în parcul de distracții Alex and Emma Land, unde de câțiva ani vin mii de copii din întreaga țară. Și anul acesta s-a întâmplat același lucru. Mii de copii au venit în excursie în județul Argeș la Pietroșani, în Ținutul Poveștilor. Pentru bucuria celor mici s-a creat aici o lume plină de surprize, fantezie și legende. Un ținut al poveștilor în care micile comori să se poată juca și învăța. Un parc ce poate rivaliza cu locații similare din țară și care face să se vorbească despre Argeș. Ținutul Poveștilor a fost adus în județul nostru de argeșanca Fabiola Rolea, care, deși trăiește și locuiește în București, a ales să investească și în județul Argeș. Unul dintre cele mai importante proiecte cu finanțare europeană realizat de Consiliul Județean Argeș, încheiat în iunie 2016 în termen, fără corecții și considerat un exemplu de bună practică la nivelul proiectelor realizate de administrațiile locale. Proiectul a cuprins restaurarea integrală a Conacului Goleștilor, construit în 1640, monument de arhitectură medievală de importanță excepțională, restaurarea Muzeului de Etnografie, refacerea parțială a turnului Port cu rol de observație și de pază, clădire cunoscută mai mult sub denumirea Oișorul lui Tudor Vladimirescu, restaurarea zidului de incintă cu cele patru turnuri de colț, realizat în perioada 1784-1807, cu rol de observație și apărare a Curții Goleștilor, împrejmuirea parcului alăturat prin realizarea 320 de metri liniar de zid din cărămidă, amenajarea peisagistică a parcului din jurul conacului și amenajarea unei parcări pe partea de nord a parcului alăturat zonei muzeale. Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 11 milioane de lei. Conform proiectului, se estimează că numărul de vizitatori ai Muzeului Golești va crește cu 30% în perioada următorilor 3 ani. Deja se estimează că numărul vizitatorilor din perioada ulterioară deschiderii conacului pentru public este sensibil mai mare decât în perioada anilor anteriori.